Conform înțelegerii dintre cele două părți, clubul Ceahlău va primi aproximativ 150.000 de euro în urma transferurilor celor trei jucători, iar aceștia vor ajunge la Steaua din iarnă în pauza dintre tur și retur. Conform caselor de transferuri, Păpădu și Ștefănescu sunt cotați la aproximativ 500.000 de euro, în timp ce Chitoșcă la aproximativ 450.000 de euro. Unii ar putea să comenteze că jucătorii au plecat relativ ușor. Suntem în situația în care este pusă în pericol însăși ființa clubului. Astfel că putem considera obiectiv discutând că am făcut o afacere prin transferul celor trei, pentru că sumele care se vor disponibiliza ne ajută să trecem peste această perioadă de observație pe care o impune insolvența și să ne organizăm în vederea depunerii planului de reorganizare. În aceste zile, toți cei care într-un fel sau altul țin la Ceahlăul sunt implicați în creionarea unui plan care să conducă la restructurarea totală a activității din club, după principii pe care le-am dori moderne și eficace, de maniera în care să putem să trecem pragul, să depunem acel plan de reorganizare. Ulterior, eu sunt sigur că cineva va dori să-și lege numele de o manieră majoră de Fotbal Club Ceahlăul, după ce vom fi dovedit că avem potențial și că vom reveni la vremuri normale.